Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, a fost prezent în ședința Consiliului Județean pentru a solicita sprijin pentru reabilitarea și dotarea dispecerului Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș. Eu am făcut o solicitare către dumneavoastră, pentru că există posibilitatea, juridic vorbind, să finanțăm, e vorba doar de acel serviciu dispecerat, 112, pentru simplu motiv că am constatat acei oameni lucrați în niște condiții precare, practic la limita, dacă vreți, a desfășurării unor activități concrete și corecte. Finanțarea Poliției Județene Călăraș și în această zonă este zero, deci practic nu sunt bani de niciun fel de a fi, știu eu, introdusă o procedură de reabilitare. Noi am solicitat și m-am adresat dumneavoastră Consiliul Județean în baza legii 218 că juridic vorbind, există, fără niciun dubiu, posibilitatea finanțării. Sigur că cererea noastră nu e obligatoriu să fie și admisă. Ea poate fi și respinsă. În momentul în care faci o cerere, ai două soluții, să fie admisă o respinsă, indiferent de soluție. Eu o să vă mulțumesc pentru simplu motiv că mi-ați oferit posibilitatea să dezvolt această cerere în cadrul ședinței Consiliului Județean, dar mă gândesc totuși că ar trebui să privim cu mai multă atenție spre siguranță publică, mai ales în condițiile în care bugetul Ministerului de Interne în ultimii ani a fost un buget, spun eu, inadecvat pentru a asigura un climat de siguranță și ordine publică corespunzător. Până la urmă, dacă privim nevoile noastre ale tuturor, o să observați că nevoia de siguranță este o nevoie primară, o nevoie care stă la baza dezvoltării oricărei societăți. Degeaba ai un nivel de educație, degeaba ai sănătate, știu eu, nevoie de stimă, de respect, dacă nu ai siguranță. Dacă nu ai siguranța zilei de mâine, dacă nu ai siguranța drumului de la serviciu către casă și invers, dacă nu ai siguranța copilului care merge la școală, dacă nu avem aceste elemente, este clar că societatea are probleme. Spuneam că nevoia de siguranță este o nevoie obiectivă, o nevoie primară, o nevoie care, practic, ar trebui să fie privită mai atent de către factorul politic. E vorba de subfinanțare, până la urmă, și am crezut și cred în continuare că dumneavoastră veți găsi o soluție să finanțăm doar, am cerut noi, acel serviciu dispecerat. Sunt două, trei încăperi unde oamenii își desfășoară activitatea. Condițiile sunt, dacă vreți, într-una din încăperi tavanul cade la propriu, ar trebui igienizat acolo și eventual în funcție de, știu eu, dacă veți aproba, dacă veți admite cererea noastră și eventual aparatură tehnică, pentru că ați observat ce s-a întâmplat la Caracal. Acolo lucrurile, practic, pot fi repetate oricând în țară. Atâta timp cât funcționăm cu un singur dispecer, există această posibilitate în practică, oricând să se repete un nou caz Caracal, pentru că, tehnic vorbind, acel dispecer nu avea posibilitatea să comunice cu două persoane în apeluri de urgență. Practic, când știți că mass media a speculat altfel acea situație, când a zis închide, el avea apel în roșu, aia însemna că trebuia să preia o altă situație de urgență, era o femeie amenințată și atunci a fost obligat să închidă ca să poată să preia următorul apel. Și aici, sigur că la intervențiile noastre vor fi, așa se pare că va fi suplimentată schema cu încă un operator pentru fiecare tură, dar, repet, solicitarea noastră este fix de natură, dacă vreți, administrativă. Nu are legătură cu salarizarea, pentru că nici nu puteți dumneavoastră să... E ilegal ca să vină sub acel acum salarizarea acolo sau o funcție sau organigramă. Este ilegal. Eu vreau să rămânem ancorați în legalitate. Dumneavoastră, ce puteți să faceți? Să aprobați o sumă, un buget, care să fie folosit doar în zona administrativă. E vorba de acele încăperi în care dispeceratul Poliției Județene Călăraș își desfășoară activitatea,
Eventual, sunteți majoritatea oameni pregătiți bine profesional, vă știu pe toți, din vedere privăm acum în sală. Și eventual mă gândeam eu ca o soluție să desemnați, știu eu, două, trei persoane care să vină la fața locului să evalueze ce trebuie făcut în acea clădire, în acele spații. Eu ce am văzut eu, e vorba de igienizare, e vorba de niște instalații sanitare care trebuie reabilitate și sigur, acum în funcție de bugetul pe care dumneavoastră, dacă veți accepta cererea noastră, îl veți aproba, eventual să investim și în aparatură, pentru că este nevoie. Eu o să mă opresc aici cu... Am încercat să vă conving, nu știu cât am reușit. Pe domnul Rogoz l-am convins, cred. Nu știu cât de mult am reușit, dar vă spun sincer, indiferent de soluție, pentru că o cerere pe care o formulez trebuie să fii conștient de faptul că ea poate fi și refuzată. Adică nu este obligatoriu în momentul în care formulezi o cerere să și fie admisă. Dacă va fi respinsă, niciun fel de problemă, lucrurile rămân în continuare la fel, nu ne supărăm pentru că nu e, aici nu sunt probleme personale, nu sunt probleme, știu eu, decât de interes general și până la urmă poliția este poliție județeană, este a județului Călăraș, iar dumneavoastră sunteți consilier de care? Județeni, ai județului Călăraș. Domnul Coarna a făcut o solicitare în urma discuțiilor cu problemele pe care se confruntă poliția județeană. În ATOP, această cerere a fost analizată și aici domnul președinte Ienciu al ATOP Călăraș a făcut această analiză și vreau să vă spun că deja la ora actuală s-a conturat o solicitare pentru ședința viitoare să putem să ajutăm, să spunem, poliția ca să poată, să, exact cum a spus și dumneavoastră, că e destul de primar, situația care a găsit-o la poliție pe dispeceratul existent, să putem să-l aducem la un nivel la care siguranța cetățeanului să fie prioritate și pentru noi, Consiliul Județean. Domnule Ienciu, solicitarea pe care dumneavoastră ați analizat-o, sunt două solicitări, da? Una a sindicatului și una a Poliției Județene, prin comandantul Poliției Județene, da? Da. Vă rog frumos să faceți o prezentare, Consiliul Județean, ce solicitări ați primit pe ATOP? Mulțumesc, domnule președinte. Întâmplător sau nu, solicitările s-au referit la același subiect. Domnul consilier Majaru, am plăcerea să-l informez că domnul inspector șef al Poliției Județene ne-a prezentat o cerere completă cu ce își dorește. Din păcate, ce ne cereți noastră, deocamdată o să fie puțin amendată cererea noastră, pentru că începem, e mult mai simplu pentru noi cu dotarea și cu mobilierul. Referitor la clădire, am dat în lucru la colegii mei din conducerea executivă a Consiliului Județean că este foarte greu pentru noi să facem investiții în clădiri care nu ne aparțin. Se discută, am vorbit și cu domnul inspector șef, dânsul a zis că o să ne prezinte o nouă listă. Domnul președinte, dacă nu știați, aflați acum începând de la ultima ședință, este membru plin al ATOP-ului, domnul președinte Vasile Liuță. Și modificării codului administrativ, de drept, președintele Consiliului Județean este comunitatea județului Călăraș în ATOP. Adică domnul președinte a fost printre primii, am zis că e premier națională, bănuiesc, care a valorificat această oportunitate, începând cu ședința trecută, este membru plin al ATOP-ului. Deci, încă un concurs foarte important în partea dânsului și al nostru la toți. Nu vă spun că noi aveam, în aprobarea colegilor mei, deja repartizați 50.000 de lei pentru inspectoratul județean. Domnul comandant ne va prezenta o nouă listă, noi ne consultăm cu colegii și la proxima ședință și de ATOP și de Consiliul Județean va fi pe ordinea de zi și sperăm aprobată de colegii mei. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu pentru faptul că s-au fost făcuți primii pași. Bă, și sunt conștient de... Eu am discutat cu domnul președinte niște elemente tehnice. Sigur că un dispecerat performant trebuie o clădire pe măsură. Lucrul ăsta l-am și discutat și am văzut că juridic este mult mai greu să creăm această nouă construcție pentru că obligatoriu a trebuit să fie în curtea Poliției Județene, să fie în acea zonă și practic din punct de vedere tehnic nu era posibil acest lucru. Dar în plan B putem sau puteți dumneavoastră prin această investiție să venim și să modernizăm
acele încăperi unde oamenii își desfășoară activitatea, spune eu, în condiții precare. Adică acel dispecerat ce înseamnă? Înseamnă că de acolo se preiau toate informațiile din județ și nu numai, toate apelurile și nu numai de urgență, iar acei oameni dirigează patrulele pe care le avem sau nu le avem în teren către eveniment. Și atunci sigur că mă gândesc că e important ca și ei să funcționeze în niște condiții cât de cât decente. Nu am cerut nimic fantastic, nimic, știu eu, altceva decât normalitate. Până la urmă, oamenii lucrează în niște condiții, spun eu, improprii. Nu cred că mulți dintre noi, dintre dumneavoastră, ar putea să reziste și dacă vreți, sediul e foarte aproape, oricând puteți face o vizită, să vedeți care sunt condițiile de acolo. Sigur că eu am încercat la nivel de minister, la nivel de IGPR o finanțare, nu există fonduri, acum avem și o situație mai delicată cu lipsă de ministru, dar și dacă avea ministru nu erau bani și era același rezultat, deci nu cred că asta era problema de fond. Și atunci am privit stânga-dreapta și am văzut în dumneavoastră un real sprijin doar pe această problemă din zona administrativă, pentru că trebuie să fim ancorați în realitățile juridice și nimeni nu dorește oricare dintre noi să intre într-o, știu, o dispută cu legea. Trebuie să încercăm să fructificăm valoarea juridică pe care legea ne conferă. Și e corect ceea ce a spus. Acolo sigur că putem interveni, de aia trebuie făcută evaluare clară, pentru că sunt două discuții tehnice acolo. La nivel de inspectorat, și nu vă ascund lucrul ăsta, s-a creat și o stare de conflict, pentru că se dorește, trebuie să discutăm deschis niște lucruri, că dacă nu le discutăm deschis, niciodată nu se începe fenomenul. Se dorește mutarea ajunților de inspector șef din sediile lor, din birourile pe care le au de când e înființată Poliția Județeană, pe acest pretext obiectiv. Până la urmă, sediul unde se desfășoară activitatea colegii de la dispecerat este un motiv obiectiv, un pretext obiectiv. Dar în opinia mea, și sunt foarte corect cu dumneavoastră, folosind acest motiv obiectiv, se dorește îndepărtarea ajunților de inspector șef din acea zonă. Lucru care mie nu mi se pare în regulă. Ori dacă faci o mutare de genul ăsta în cascadă, nu avem bani pentru a finanța toate celelalte birouri care vor trebui și ele pe rând să fie renovate. IPJ Călăraș, nu știu cât v-a informat domnul inspector șef, nu are niciun bănuț, niciun leu pentru această finanțare. Și atunci, mult mai clar, mult mai direct, mi se pare mie, să mergem, să evaluăm cei care sunt de specialitate în zona respectivă, acele sedii, acel sediu în care dispeceratul IPJ Călăraș funcționează acum și strict pe acele încăperi să finanțați în mod direct, pentru că, repet, nu știu cât v-a spus domnul inspector șef, eu știu lucrul ăsta pentru că l-am discutat și la nivel de inspectorat general Poliției Române, există un conflict, nu e în regulă, pentru că poliția trebuie să funcționeze, zic eu, pe principii de legalitate și nu de alte principii și atunci folosirea unui motiv obiectiv pentru a rezolva un conflict nu este în regulă. Eu de aia am venit în fața dumneavoastră să vă expun exact cum stau lucrurile. În opinia mea, poate greșesc eu, în opinia mea dumneavoastră ați putea să finanțați în zona administrativă acele încăperi în care astăzi dispeceratul IPJ Călăraș își desfășoară activitatea. Pentru că, indiferent dacă ai muta, oricare birou de acolo nu corespunde tehnic. Deci nu corespunde tehnic. Și ca să faci niște cheltuieli în cascadă, pe care nu i-are nici IPJ, nici dumneavoastră nu o să puteți finanța toată Poliția Județeană acum. Noi nu avem atribuții în acest sens. Noi nu putem să finanțăm lucrări în alte clădiri decât cele care avem în patrimoniu. Sau administrate. Deci este greu pentru noi să finanțăm reparația. Dar vă întreb, acest, cum se cheamă, dispecerat, trebuie să funcționeze neapărat da. În instituția poliției? Da, vă întreb asta pentru că sunt și alte... Știu ce spuneți, că am discutat. Care sunt în alte zone. Știu, am discutat. Și atunci am putea foarte bine, pentru că acolo poate să fie și ISU și, mă rog, tot ce care fac. Și să fie, să-l mutăm într-un spațiu pe care nu-l avem și putem să-l modernizăm. Că suntem de acord că, pentru siguranță cetățeanul, putem să facem treaba asta. Dar legal nu putem să... Implementarea este să funcționeze doar în cadrul IPJ-ului.
Am discutat cu domnul președinte și eu m-am documentat pe zona asta. Era mai bună varianta asta, găseam, identificam un spațiu care se preta și pe care îl pune la dispoziție Consiliul Județean. Dar nu ne permite reglementarea, adică dispeceratul poliției județene. Dar nu au găsat toate sedii de dispeceriate de astea care nu au fost există în țară. Există 3-4. Există la București și atât. La București și la Târgu Mureș. Este după evenimentul de la... Da, da, sunt... La București și la Târgu Mureș. Da, sunt tot în clădirea Ministerului de Interne, nu sunt în alte clădiri, am încerc să vă spun. Eu încerc să vă spun așa, că la București a făcut în clădirea... Păi avem la, aici, la PCTF-ul, e tot în Ministerul de Interne. La PCTF, vă referiți la frontieră? Da. Da. Ok, n-am... Ele... Există, la București... Să fie legală. La București s-a făcut lucrul ăsta, dar clădirea este tot a Ministerului de Interne. La PCTF nu e sub ordinea IPJ. Nu este. Da, sunt... Da, sunt ordonatori de credite diferiți, da, corect. IPE, frontiera aparține de Giurgiu și e ordonator de credite diferit față de IPJ Călăraș. Nu știu, eu vă spun ce mi se pare mie mai scurt și mai clar. Dacă există posibilitatea, dacă legal, sigur, nu altfel, dacă există posibilitatea, cel puțin acum, o perioadă în termen scurt și mediu, să finanțăm acel sediu din cadrul IPJ Călăraș în ceea ce privește igienizarea și v-am mai spus, la una dintre încăperi acolo efectiv le pică tavanul în cap și bani pentru investiții nu sunt absolut deloc. Ei lucrează în condițiile alea pentru că asta este, trebuie să lucreze, dar domnul consilier Vasile Nedelcu. Deci, într-adevăr, nu se pot face investiții pe construcțiile altor instituții publice. Problema se poate pentru echipamente, în baza unui protocol de colaborare între Consiliul Județean și instituția, eu știu, Inspectoratul Județean de Poliție. Asta e o variantă care poate fi acceptată în cadrul nostru, în cadrul Consiliului Județean. Deci ca să nu mai, mă rog, găsim alte, eu știu, nu soluții, dar să nu mai prelungim discuția pe această temă, pentru că până la urmă, fiind altă instituție decât în baza unui protocol pentru echipamente, având în vedere dotările care se vor face la acest obiectiv. Asta este soluția care poate fi găsită în momentul de față. Până acum trebuie să avem clădirea în administrare, în proprietate sau în folosință să putem să facem investiții. Domnule președinte Coarnă, trebuie să găsim alte soluții, poate găsim niște sponsorizări să putem să facem reparații la clădire și dotarea să vină din partea Consiliului Județean. Așa s-a și concluzionat în ATOP. Vom găsi o variantă de sprijin la câțiva agenți economici să asigure reparații la clădire niște firme de construcții, iar aparatura de care acest dispeciat are nevoie să o asigurăm printr-o hotărâre de Consiliul Județean de Partizan, o sumă de 936.000 de ron, cam așa era justificarea pe aparatură, ca să putem să modernizăm dispeceratul Poliției Județene. Și informarea pe care ni s-a făcut de către Comandantul Poliției Județene a fost pentru că cei 50.000 pe care noi am aprobat în primăvară pentru Oltenița să putem să monitorizăm anumite zone pe care le-a propus șeful Poliției Oltenița n-au putut fi cheltuiți pentru că au avut nevoie de un aviz, pentru că montau acele bunuri pe proprietatea publică a municipiului Oltenița și banii aceia rămân necheltuiți, se vor întoarce la fondul de rulament al județului Călăraș. Noi am făcut toate demersurile, am semnat și protocolul, dar banii nu sunt cheltuiți la momentul actual. De aceea solicităm ca noi, Consiliul Județean, în viitoarea ședință să facem această propunere. Dumneavoastră, dacă doriți să aprobăm cât mai repede posibil acea aparatură pe care ne-o propune spre achiziționare, să o facem imediat și să o dăm spre comodat, tot cu acordul dumneavoastră, în prima ședință să o dăm aparatura pentru a putea să o instaleze și să poată să vină în sprijinul cetățeanului din județul Călăraș pentru siguranța lor. Domnule Coarnă, mulțumim mult. Eu vă mulțumesc. E soluția de compromis și e soluția legală. Da. Am spus din start că nu putem să sau nu solicităm legalități, pentru că, Doamne ferește, nu. Eu vă mulțumesc. E soluția de compromis. E soluția de compromis și poate mă gândesc eu că după ce o să avem rezultatul final din partea dumneavoastră,
O să încerc din nou un demers la nivel de minister. Acum, nu știu, o să vedem luni cum o să fie cu nou guvern. Eu am avut și câteva discuții cu nou ministru propus de PNL. Omul e foarte deschis, dar nu e vorba de politică aici. Și mă gândesc că dacă avem acest impuls, avem această stare din partea ATOP prin Consiliul Județean sau Consiliul Județean prin ATOP de dotare cu aparatură electronică sau ce necesități avem noi acolo, poate o să înțeleagă și ei necesitatea finanțării acelui spațiu de acolo. Dacă nu, soluția B nu merge decât prin sponsorizare. Alte soluții nu există. Eu vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că am avut posibilitatea să mă adresez astăzi aici dumneavoastră. Nu ascund că am avut emoții. De câte ori vin încălărat și am emoții. Emoțiile sunt naturale și vă mulțumesc.